Hei, salut! Am aici un coleg destul de mare și nu pot să-l filmez telefonul că nu mai am suport telefon, trebuie să cumpăr altul. Așa că îl filmez cu camera, chiar dacă e numai un video de TikTok. Hai să vă uit ce e aici. De mai de multe ori am fost întrebat ce pasiuni mai am în afară de tehnologie. Unii dintre voi știu că sunt pasionat de fotografii și că mă ocup cu chestia asta. Camera e tâmpită și focusează pe colet. Bine, e pusă să focuseze pe colet, dar nu mă așteptam să focuseze chiar tot coletul. Hai să vedem ce am aici. Asta e unul din hobby-urile mele și îmi place super mult. Sper că n-am prea ceva în interior. Deci eram așa de aproape. Așa de aproape era să tai ceva în interior. Bun. Pe lângă o grămadă de bule. Da, e bine că este foarte bine împachetat. Hai să vă arăt primul lucru din cutie, ăla mai mic, sunt două lucruri aici. Primul este Shinra din Fire Force. Uitați cât de bine arată. Și cutia e într-o stare foarte bună, puțin atinsă, puțin de tot pe aici, dar overall într-o stare foarte bună. Mi-ar plăcea să o găsesc pe ea din set și pe ea. El nu-mi place. Așa. Hai să vă arăt și al doilea lucru din cutie. Ăsta e mai mare. E mult mai mare. Și... Tanjiro plus Rui din Demon Slayer. Este scena cu ei. Hai să vii și arăt în afara cutiei. Mai întâi vi-l arăt pe Shinra. Hai să scoatem din cutie. Dacă sunteți colecționari sau vreți să veniți colecționari, le scoateți doar din partea de jos a cutiei ca să nu stricați cutia în caz că după vreți să-l vindeți sau să faceți trei. Și aici este Shinra Kusakabe. Foarte tare făcut. Foarte tare detaliile. Focul din stand îi din rezină transparentă, nu știu dacă se vede. Foarte mișto făcut. Văd că aici are o mică imperfecțiune, dar nu e mare lucru. Puteam să iau varianta, bine, puteam, am avut șansa să iau varianta Glow in the Dark. Focul ăsta și detaliile albastre erau Glow in the Dark, după cum am spus. Doar că până să-l cumpăr despre ori din stoc, haideți să vă arăt și scena din anime. Și asta este lupta dintre Rui și Tanjiro, pentru cine știe animeul. Uitați cât detalii, deci efectiv unul la una cu lupta din anime. Deci cerceii lui care sunt îndoiți în vânt, stilul lui de foc, tot, li se învârte capul ca să poți să-l poziționezi cum vrei. Deci e incredibil, incredibil de bucuros. Deci prea tare. Deci detaliile sunt incredibile. Focul ăsta e, focul ăsta de aici e translucent, e transparent, copăcei tot. Absolut incredibil.